Scleroza multiplă este o afecțiune neurologică cronică ce afectează sistemul imunitar central, în special creierul, măduva spinării și nervii optici. Din punct de vedere psihologic, diagnosticul de scleroză multiplă se asociază cu multă suferință din partea persoanei, pe care însă la început simte nevoia să o blocheze și prin negare. Am fost diagnosticat cu scleroză multiplă la 33 de ani. Toate visele mele s-au năruit pentru moment, dar am reușit să revin și să reconstruiesc alte visuri mult mai puternice. Poți fi diagnosticat cu scleroză multiplă la orice vârstă, dar cel mai adesea diagnosticarea survine între 20 și 40 de ani, fiind afecțiunea cea mai invalidantă a adultului tânăr. Adică nu-i vine să creadă că se întâmplă așa ceva cu propria persoană. Lucrul acesta pentru noi, ca psihologi, ca psihotraumatologi, intră în categoria experiențelor traumatice de pierdere a funcționalității. Nu există două persoane care să experimenteze aceleași simptome, fapt ce a generat denumirea de boală cu 1000 de fețe. Mereu mi-am dorit să pot schimba lumea din jurul meu și pot fi un om care inspiră și motivează. Adică persoana nu mai poate funcționa așa cum știe, așa cum își dorește, așa cum se întâmpla până acum. Și perspectiva viitorului care se și degradează constituie o sursă de suferință accentuată. Scleroza multiplă poate provoca dificultăți în forța și controlul muscular, tulburări de vedere, de echilibru, ale sensibilității. Am visat să fiu actor. Îmi doream ca emoțiile, creierul și corpul să fie într-o continuă armonie. Însă am fost diagnosticată la vârsta de 24 de ani cu scleroză multiplă. Reacția m-a blocat, m-am simțit mutilată. Însă atunci mi-am dat seama că am parte de un nou început. Scleroza multiplă este ca o binecuvântare. Am schimbat structural ceea ce eram, am învățat să trăiesc astăzi, fără să-mi pese de ceea ce s-a întâmplat ieri sau ceea ce va fi mâine. Pentru noi este important ca persoana în primul rând să nu se confunde cu boala, să nu se confunde cu acest diagnostic, tocmai pentru a putea apela la mijloacele, persoanele, strategiile de funcționare adaptativă în aceste condiții. Adică pentru a-și păstra forța de a merge mai departe, de a-și trăi viața și a nu-și o subordona bolii, ci mai degrabă să rămână în identitatea ei, în capacitatea ei de a putea cere ajutor atunci când lucrurile sunt dificile sau au devenit foarte dificile, iar ajutorul sigur este de la familie, prieteni, dar și persoane specializate, cum suntem noi psihologii, pentru că sunt multe consecințe emoționale și suferința uneori degradează înainte să degradeze boala însăși. Scleroza m-a învățat să fiu mai atentă la mine, la nevoile mele, să fiu în contact cu mine. Vorbesc despre acest lucru în ședințele de psihoterapie, iar psihicul meu are numai de câștigat. Sunt recunoscătoare Universului pentru tot ceea ce mi se întâmplă. Psihotraumatologia se ocupă cu studiul experiențelor traumatice, atât în modul în care ele se produc, cât și efectele, consecințele pe care ele le au asupra persoanei, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. Bolile cu care noi oamenii ne confruntăm și uneori exact cele care noi le declarăm a fi autoimune, sunt consecințele pe termen lung ale unor astfel de experiențe traumatizante. Mereu mi-am dorit să fiu un judecător. Simțeam că așa pot schimba destine. Aveam și un plan. La 23 de ani însă am primit diagnosticul de scleroză multiplă. Și planurile mele s-au schimbat. Astăzi însă vreau să cred că sunt un om mai bun datorită sclerozei multiple. De aceea noi în institutul nostru promovăm perspectiva aceasta a autocunoașterii pentru a putea desface în interiorul nostru toate aceste experiențe cu toate aceste consecințe, tocmai pentru a reintra în contact cu noi înșine și numai acest lucru va reporni motoarele sănătății din interiorul nostru. Puterea de a lupta cu scleroza multiplă vine din atitudine. Suportul psihologic m-a ajutat să devin puternic. De aceea încurajez pe toată lumea, indiferent de boala pe care o are, și deci cu atât mai mult pe cei cu scleroză multiplă, de a-și permite și de a îndrăzni să se caute pe ei dincolo de această boală.
Pentru că atunci când o să-și găsească, o să găsească forță și o să găsească puterea de a funcționa mai sănătos pe perioadă mult mai lungă de timp. În prima dată am aflat de scleroză multiplă la vârsta de 21 de ani, dar atunci diagnosticul a fost infirmat. La vârsta de 29 de ani însă am fost în final diagnosticată. Prima reacție, una de bucurie și de ușurare, pentru că în final știam cu ce am de face. Sunt Diana Vasile, psiholog clinician și psihoterapeut. Am o experiență de aproape 20 de ani în domeniul psihologiei. Predau în calitate de cadru didactic universitar și toată această experiență o folosesc pentru a veni în sprijinul celor aflați în situații dificile de viață, numite de noi experiențe adverse, și care pot să aibă de la consecințe simple, cum numim noi stresul, să fii mai stresat, să fii un pic mai puțin funcțional sau mai puțin eficient în viața de zi cu zi, până la consecințe foarte dificile, cum sunt tulburările fizice, tulburările psihice și dificultățile de relaționare. Mereu mi-am dorit să dansez, să transmit emoții prin dans. Am fost diagnosticată la 19 ani cu scleroză multiplă. Pentru că nu aveam simptome foarte vizibile, am continuat să trăiesc ca și până atunci. Recunosc că am început să fac schimbări în momentul în care nu am mai putut să dansez, când simptomele mi s-au agravat. Și atunci am descoperit psihologia. Am devenit psihoterapeut. Institutul pe care îl coordonez și pe care l-am înființat acum 7 ani își propune să vină în sprijinul tuturor celor care creează proiecte și sprijină persoanele aflate în diverse tipuri de dificultăți. De aceea mă bucur foarte mult să ofer sprijin persoanelor cu scleroză multiplă și de asemenea tuturor celor aflați în suferințe fizice care degradează sau coboară nivelul de calitate al vieții.